În data de 7 ianuarie dimineața a ajuns în CPU 4 victime a unui accident rutier. Este vorba despre 4 tineri, șoferul și încă 3 pasageri. Unul din pasageri, pasagerul din dreapta spate, avea o fractură de omoplat și a rămas internat pe ortopedie. Un alt pasager cu fractură de mandibulă a fost direcționat către Iași, Spitalul Sfântul Spiridon, cu secția bucomaxilofacial. Un alt tânăr cu fracturi costale, dar fără complicații, a rămas în supraveghere în CPU, după care a fost direcționat către domiciliu.